Săptămâna aceasta, un număr de 497 de joburi așteaptă să fie ocupate, din care majoritatea în Piatra Neamț, în Roman existând 156 de locuri de muncă vacante. Pentru această săptămână, agenții economici au comunicat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 497 de locuri de muncă vacante. Rămân cele mai multe la Piatra Neamț, număr de 253, urmate de cele din zona Roman, în număr de 156, iar pentru cei din zona Târgu Neamț care își caută un loc de muncă, sunt vacante doar 88 de locuri de muncă. La nivelul zonei Roman, preponderente sunt cele din industrie, respectiv industria textilă, atât pentru cei calificați cât și pentru cei necalificați, urmate de cele din domeniile construcțiilor, agriculturii și silviculturii, număr de 57, și apoi cele din comerț și servicii, care sunt pentru această săptămână doar 35. Față de săptămâna trecută, la Roman există cam același număr de locuri de muncă, cu unul mai mult, dar în domenii de sezon, construcții, agricultură și silvicultură.